Uitați-vă la această poză. Vaca de pe ea pare a fi atât de epuizată de toate puterile că literalmente se vede prin ea. Serios, putem vedea pământul de pe cealaltă parte. Animalul a fost ucis de foame și secetă și această vacă nu este primul și unicul caz. Peste tot în lume și în special în locurile uscate precum Africa, vacile suferă periodic de foame. De exemplu, în anul 2016, fermierii din Etiopia au pierdut majoritatea animalelor din cauza unei secete grave din ultimii 50 de ani. Și dacă mai poți face ceva cu apa, atunci sursa principală, hrana, dispare. Vacile nu sunt colibri care trebuie neapărat să mănânce zilnic, ori de altfel sunt sub amenințarea morții imediate. Ele sunt destul de tenace și pot supraviețui în condiții extreme. Se consideră că fără hrană vacile pot trăi până la 2 săptămâni, dar deja peste câteva zile au probleme de sănătate. În timpul foamei prelungite, epuizarea devine vizibilă. Se văd oasele și coastele, iar vaca simte o slăbiciune fizică. Tot corpul este întreținut de grăsime acumulată, însă când se termină, inima încetează să bată și animalul moare. Gata, sfârșit. Pentru o stare normală, o vacă are nevoie de multă mâncare. Zilnic poate să consume 2% din greutatea corpului, ceea ce este egal cu 10 kg. Chiar dacă există vegetație săracă din cauza secetei sau puține surse de apă, nu este suficient pentru a supraviețui un timp lung. Chiar și cu alimentație proastă, vaca va trăi, dar maxim 60 de zile. Însă deja peste câteva zile fără mâncare, sistemul imunitar începe să slăbească considerabil, predispunând vacile la boli care pot fi fatale. Nici un mamifer nu poate fi comparat în vitalitate cu șerpii, peștii și insectele. Astfel, această insectă a devenit virală pe internet datorită posibilității sale de a funcționa fără unele organe vitale necesare. Da, unele insecte pot supraviețui chiar și după pierderea unor părți importante ale corpului. Doar că seamănă mai mult cu un zombie, fiindcă nu poate face altceva decât să meargă într-un ritm lent fără vreun oarecare scop. Dar ce este și mai interesant e că unele insecte sunt capabile să se miște chiar și după moarte, datorită sistemului lor nervos decentralizat. Asta înseamnă că instrucțiunile emise de natură sunt încă prezente în insectă și fac corpul lipsit de viață să se miște pentru o perioadă scurtă de timp până când energie se va epuiza. Nimeni n-a dat comanda stop și de-aia insecta încă funcționează. Există însă altă versiune, paraziții care intră în corpul insectei și controlează creierul după moarte, astfel făcând-o să se miște fără organe vitale, impunând-o să se răspândească și să se înmulțească mai departe. Sinceră să fiu, versiunea fără paraziți îmi plăcea mai tare. Dar campionul în supraviețuire este totuși gândacul. Dacă nu ați avut noroc și în apartamentul vostru sau casa dumneavoastră au apărut gândaci, veți fi nevoiți să depuneți mult, foarte mult efort ca să scăpați de ei. Eu vorbesc nu doar despre faptul că se înmulțesc rapid, chiar și un singur individ este greu de ucis. Gândacul poate supraviețui chiar și decapitarea. Pentru a înțelege cum așa ceva e posibil, merită mai întâi să ne lămurim de ce omul nu are așa capacitate. În primul rând, după decapitare, omul pierde mult sânge. Asta duce la moarte. În al doilea rând, corpul uman are nevoie de oxigen pentru a funcționa normal, iar fără cap, respirația încetează, fiindcă creierul este cel care controlează această funcție. De asemenea, omul moare fără hrană, ceea ce garantează finalul letal în condiția în care el a oprit sângele și și-a convins plămânii să respire fără participarea creierului. Acum să ne uităm la gândaci. Ei nu au vene prin care sângele să curgă sub o presiune mare și, în general, lipsește presiunea arterială, ceea ce înseamnă că la decapitare nu pierd mult sânge. Gândacii respiră prin niște găuri mici în fiecare segment al corpului, nu prin gură și nas ca oamenii. Creierul gândacului nu controlează respirația, iar sângele nu transportă oxigen prin corp, așa că n-au nevoie de cap. Ce bine s-au aranjat!
Și într-un final, gândacii au sânge rece, ceea ce înseamnă că au nevoie de mult mai puțină mâncare decât oamenii. Pot să trăiască săptămâni întregi ținându-se doar pe ceea ce au mâncat într-o zi. Astfel, un gândac fără cap poate trăi câteva săptămâni. Va sta într-un singur loc până nu va fi mâncat de un prădător. Poate să se infecteze de mucegai, bacterii sau de un virus, care vor duce la moarte. Dar cel mai interesant e faptul că nu doar corpul singuratic poate trăi fără cap. Și capul singur poate destul de bine să trăiască, fluturând cu antenele sale în toate părțile câteva ore, până nu va înceta. Dar dacă capului îi sunt oferite toate substanțele hrănitoare necesare și e ținut la rece, va putea supraviețui și mai mult. Dar puțin probabil că cineva se va bucura să vadă în frigiderul vostru un cap de gândac. Cu părțile corpului care pot trăi de la sine, se pot lăuda nu doar gândacii. V-ați gândit ce se va întâmpla cu tentaculele dacă vor fi despărțite de restul caracatiței? A fost descoperit că ele pot trăi independent, fiindcă fiecare tentacol are un centru local nervos, capabil să proceseze semnale și să răspundă la ele, ca un fel de mini-creier. Niște cercetări faimoase au arătat că atunci când se întâlnește cu o bucată de mâncare, membrul tăiat al caracatiței o apucă și încearcă automat să o ducă în direcția unei guri inexistente. În timpul unui alt experiment, oamenii de știință au tăiat tentaculele unei caracatițe moarte și le răceau în apă timp de o oră. Chiar și după atâta timp de la despărțire de corpul principal, cercetătorii puteau primi de la tentacule careva reacții. Dacă ar putea oamenii face asta? Ia stați un pic, asta a fost deja. Puțin probabil că tentaculele tăiate de caracatiță vor putea face rău cuiva, spre deosebire de un cap de șarpe tăiat. Așa cazuri au și videouri, ca dovadă. Un bărbat a vrut să ia în mână un cap tăiat de șarpe, iar acesta l-a mușcat. Deși pare a fi o poveste de groază, e adevărat. Șerpii n-au nevoie de corp pentru a vă ucide, fiindcă sunt adaptați foarte bine pentru detectarea pericolului. Pe ambele părți ale gurii au niște gropițe termosensibile, cu ajutorul cărora șerpii prind cele mai mici schimbări de temperatură din atmosferă, care semnifică pericol sau pradă. Dacă vă aflați prea aproape, șarpele va simți căldura corpului și veți deveni minim pericol, maxim pradă. Aceste gropițe termosensibile sunt capabile să recunoască pericolul câteva ore după moarte, ceea ce înseamnă că șarpele poate continua să se apere, dar în stilul zombie. Da, asta continuă să funcționeze chiar dacă corpul șarpelui este separat de cap. Dar la asta totul nu se termină, ba mai mult. După moartea șarpelui, veninul lui nu își pierde toxicitatea, iar glandele toxice se află în cap. Deci da, chiar și singur capul unui șarpe mort poate să vă ucidă, dacă în sânge va nimeri destul venin. Cum vă pare asta? Și albina moartă poate să vă înțepe? Desigur că fiind mort, aceasta nu va putea zbura și alege locul atacului, dar oricum e periculos. Specificul albinelor și înțepăturilor lor este că sistemul de livrare a veninului oricum funcționează chiar dacă albina e moartă. De ac este atașat un organ minuscul care conține o travă și mușchi care eliberează o travă la contactul cu pielea victimei. Acțiunea albinei este controlată nu de creier, ci de impulsuri arbitrare. Deci chiar dacă veți atinge din greșeală o albină sau dacă o veți lua în mână, oricum există probabilitatea că vă va înțepa și va chicoti răutăcios de pe cealaltă lume. Apropo, v-am spus deja despre vitalitatea peștilor, nu? Iată un exemplu destul de bun. Un proprietar de pește auriu din Taiwan a observat că acesta nota prin acvariu timp de 3 zile după ce un pește fugu i-a mușcat capul. Peștele a fost cumva cumpărat special ca hrană pentru ceilalți locuitori ai acvariului, dar din oarecare motiv, peștele fugu a preferat doar capul lui. Ei bine, se întâmplă. Dar de ce cealaltă parte a corpului peștelui a continuat să noate? Deși e foarte răspândită opinia că după ce creierul și inima încetează să lucreze, mișcările se opresc, în corp oricum există celule care pot răspunde la stimul chiar și după moarte. În celule rămân atomi încărcați cu electricitate, care provoacă mișcări în lipsa activității creierului.
Adăugarea natriului în formă de sare de masă sau sos de soia intensifică această reacție și fiindcă peștele fugu trăiește în apă sărată, acolo era destulă sare ca peștele auriu să mai înoate ceva vreme după moarte. Ei bine, ăla nu era tocmai un not și mai mult niște smucituri. De acord, nu sună prea bine. Picioarele de broască se mișcă din aceeași cauză. Ionii de sodiu cauzează excitarea nervilor și încep niște dansuri foarte ciudate. Da, așa exemple nu sunt chiar cele mai bune pentru a fi numite animale tenace sau longevive, căci deja au murit. Ceea ce nu putem spune despre hiena care se mișcă doar pe membrele din față. Cel mai probabil că a pierdut mobilitatea membrelor din spate, dar s-a adaptat și a învățat să parcurgă distanțe lungi doar cu cele două labe din față. Mirosul foarte bine dezvoltat a ajutat animalul să găsească cadavre pentru a putea supraviețui în sălbăticie, în ciuda stării sale de sănătate. Astfel funcționează hienele. Sunt niște animale rezistente, foarte rezistente. Au supraviețuit traume care pentru alte animale puteau fi fatale. De exemplu, pierderea unui membru într-o capcană sau în cazul când a fost lovită de un automobil sau trauma gâtului. Chiar și după atacul leilor, unele hiene supraviețuiesc. Pentru asta trebuie mulțumită parțial structura lor socială. O hienă rănită care are prieteni sau rude influente primește hrană și ajutor. De exemplu, este cunoscut cazul când o hienă cândva a fost matriarha a Haitei, dar care nu avea capacitatea să se miște normal, a crescut un pui sănătos. Și nu uitați despre faptul că hienele se îmbolnăvesc foarte rar. Natura le-a dat totul ca să supraviețuiască. Și în acest moment ne-am dat seama că nu ajunge ceva episodului de azi. Oh, da, păsări! În Israel, în 2019, un fotograf a observat o pasăre rănită. De departe părea că în ea este ceva blocat. S-a dovedit că era o barză, iar acel ceva era o săgeată. În ciuda acestei răni, pasărea putea să zboare fără nicio problemă. Când oamenii s-au apropiat să ajute, barza însă a zburat. Acest caz nu este unical. O istorie similară a avut loc în 2016, când o altă barză cu săgeată blocată în corp a venit într-o rezervație din nordul Israelului. Angajații au încercat să prindă și să vindece pasărea, dar încercările lor au eșuat. Barza nu voia nici să fie tratată, nici să fie prinsă. Nu e clar cât de mult trăiesc aceste berzi cu săgeți blocate în ele și de unde s-au luat, deși unii experți cred că păsările vin din Africa. Altă poveste a unei barze rănite, în general, a întors pe dos ideile oamenilor despre păsări. Mii de ani la rând, oamenii credeau că păsările cad în hibernare, ca niște urși. Această teorie prima dată a fost prezentată de Aristotel și a fost acceptată fără nicio dovadă științifică, pur și simplu pentru că era un om de știință respectat. Să fim de acord, cine ar risca să se bage în debate cu Aristotel? Niște versiuni mai târzii păreau și mai stranii. De exemplu, în 1703, un profesor de la Harvard a scris într-o broșură că păsările călătoresc spre lună. Și abia în 1822, când în Germania a fost găsită o barză cu o suliță de vreo 76 de centimetri în ea, s-a dovedit că păsările de fapt nu hibernează. La examinare a fost constatat că sulița e realizată dintr-un lemn african. Concluziile erau clare. În ciuda rănilor sale, barza a reușit să zboare mai mult de 3000 de kilometri din continentul african spre care a migrat. Deci Aristotel a greșit, iar barza aia poate fi văzută și azi într-o colecție zoologică din Universitatea Rostock. Putem spune că barza a primit o viață eternă pentru ajutorul oferit științei. Dar pentru unele animale sălbatice, viața se termină altfel, ori prin atacul prădătorilor sau al oamenilor, sau din cauza foamei, sau a bolilor de bătrânețe. Există încă o excepție, termitele. În loc să meargă și ele liniștite la pensie, ele merg la război, cu o armă specială. Termitele muncitoare sunt foarte importante pentru colonie, pentru că execută toată munca neagră, sapă tuneluri, adună mâncare. Dar cu timpul fălcile lor de jos se uzează și nu pot face ceea ce făceau în tinerețe. În acel moment devin soldați. Pe corpul lor există o pereche de pete albastre, care conțin o substanță ce devine toxică când termita explodează. Când alte termite atacă colonia lor, aceștia explodează.
eliberând substanța care curând devine un gel lipicios. Această armă chimică paralizează sau chiar ucide alte insecte care pun în pericol siguranța sau resursele coloniei. Termitele bătrâne merg la război pentru indivizii tineri, ca să poată lucra și trăi în pace. Chiar dacă pentru asta trebuie să jertfească cu sine însăși, harakiri, moarte eroică. Dacă termitele au avea 9 vieți, probabil că ar captura cu arma lor chimică toată planeta. Din fericire, cu așa set legendar de vieți, sunt înzestrate doar pisicile. Fără ficțiunile inventate de oameni, aceste animale chiar sunt foarte longevive. Căderea de la o înălțime mare le va răni mai puțin decât de la o înălțime mică. Secretul e în faptul că pisicile au găsit o lacună în fizică. S-a aflat asta datorită unui studiu recent. Așadar, ce se întâmplă în timpul căderii? Da, pisicile reușesc să se întoarcă și să aterizeze pe labe, dar asta nu-i totul. În primii câțiva metri, corpul pisicii accelerează, crescând forța impactului pe care îl va simți când va cădea în sfârșit pe pământ. De aceea, pisicile care cad de la etajul 2, 4 sau 5 se vor trauma. Totuși, când zboară 5 etaje, pisica ajunge la viteza ei finală, maximă, aproximativ 96 de km pe oră. Deci, negătând la faptul cât de înalt de fapt a fost punctul de pornire, lovitura finală nu va fi mai rea. Oamenii de știință spun că, de fapt, nu există vreo limită a înălțimii de la care poate cădea o pisică. Și este greu să aflăm dacă e adevărat sau nu ceea ce zic. Nimeni nu va arunca pisicile de la înălțimea amețitoare ca să demonstreze asta. Și așa e mai bine. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!